0264504866. Fiecare părere, fiecare opinie, fiecare experiență de viață contează în această emisiune. Câtă vreme facem asta civilizat și nu jignim pe cineva, puteți suna pentru orice întrebare, puteți suna pentru această problemă de comunicare de care vorbim. Hai să vedem și să vreau să punctăm câteva lucruri legate de acest stil de dialog agresiv care se întâmpla. Îmi pare bine că acum spuneți că e mai bine cu asta. Până unde s-a ajuns? Ție ți-a sărit țandăra așa sau vouă? V-a sărit țandăra să amenințați pe tata, să spuneți lucruri pe care după aia să le regretați, da. V-ați simțit vinovați? Dăm un exemplu dacă poți, Laurent. Pot să dai exemplu dacă poți. Păi, sincer, ultima dată l-am amenințat pentru că el a zis că vine la prietena mea, pentru că tot stăteam cu ea și stăteam până târziu cu ea. Și el prima dată m-a amenințat, dar nu așa de urât. Mi-a zis că vine în fața blocului și vine sus în bloc și mă caută. Și eu cum țineam la foarte tare, l-am amenințat mai urât. Să zicem că i-am zis că îi pun în mâncare ceva. Aha. No. Recunosc, am regretat că am zis asta. Bine, nu m-am povești să mai aud din astea că îți spun ceva de mâncare să ți-o trăvesc. Dar și eu, ca când am fost nervos, na, ce să zic? Hai să zic că ți-o trăvesc. No. Am zis și eu prostie, dar mi-am cerut scuze, regret că am zis asta. Da, asta e. Ți-ai cerut scuze față de tata? Mi-am cerut sau față de tine? Sincer, mi-am cerut scuze mintea mea de el. De față de el nu cer scuze. Știi că, uite, asta e o chestie pe care vreau să spun, apropo de, că văd de multe ori. Dacă, spre exemplu, eu aș avea un fel de a fi care nu concordă, nu știu, mi-aș face un tatuaj, apropo, sau două tatuaje din astea mai ciudate, eu aș accepta că am tatuajele dacă stau acasă și mă uit în oglindă la ele sau le-aș accepta cu adevărat dacă merg pe stradă și nu am nicio problemă ca oamenii să le vadă? Când vorbim de acceptare? Când merg pe stradă și oamenii se uită. Știi că vreau să te provoc un picuț. Dacă tu crezi că ai greșit cu povestea cu mâncarea, cu o trăvită, dacă tu chiar simți asta, mă întreb dacă ai avea curaj să-ți ceri scuze față de tata, față în față, spre exemplu, acum dacă crezi că poți face lucrul. Păi, sincer, eu am curajul, nu mă prea deranjează, dar aia face că om are orgoliu. Are. Și sincer zic că eu am orgoliu din ăla, mare. Poți să treci peste, Laurent? Are sens pentru tine? Da, normal că pot. Îmi pare rău că te-am amenințat. Nu mă deranjează, dacă știu că am greșit, pot să-mi cer și scuze. Dacă știu că au greșit și partea asta aia arată, atunci... Asta ai dovedit și acum și îmi pare bine că ai făcut-o. Dacă văd că au greșit și partea aia arată, atunci mă aștept ca să-și ceară el scuze prima dată. Care, nu, cine a zis mai urât sau ce a făcut mai urât, prima dată orice poți face și tu o chestie de genul ăsta, apropo de a depăși orgoliul? Da, deci, sigur că da. Deci, adică în mine, mintea mea a făcut-o și de multe ori, am analizat pe mine. În mintea noastră e mai simplu, știi? Știu, da. Deci, nu e foarte simplu, dar e mai simplu. Deci, da, deci eu îmi cer scuze pentru... Am în dolor ale cer scuze pentru greșelile care le-am avut, în sensul că n-am fost destul de deschis. Și asta am făcut rău și eu pentru mine, pentru că am ajuns unde am ajuns. Problema poate că îți cer scuze și ție. Pentru felul cum te-ai purtat cu tine, știi? Da, da. Deci, uneori cerem scuze altora, dar nu ne cerem scuze nouă. Și ne purtăm cu noi într-un mod tiranic, fără să ne dăm seama. Dar știi cum e? Undeva nu asta e important. Deci eu cu mine mă înțeleg, eu până la urmă. Principalul ca noi să ne înțelegem ca familie și ei, să meargă pe un drum bun. Da, numai vezi că foarte multă lume spune că dacă nu ne înțelegem cu noi, nu ne prea înțelegem nici cu alții. Avem un telefon, bună seara, vă ascultăm. Spuneți, vă rog. Eu nu mă numesc din București. Așa? Ce vreau să vă zic, doar să încurajez pe băieți minunați. Mulțumesc. Ce vreau să zic în legătură cu ei, să-și iubească părinții. Eu am trăit într-o casă de copii în care n-am avut pretenții să-mi iubesc părinții. Asta e sat, a trecut. Da. Când de 27 de ani nu mi-am cunoscut părinții. Aș vrea ca în momentul când eram tânăr, mult mai tânăr, la vârstă foarte mică, să-mi cunosc părinții și să îi iubesc, să stai lângă mine. Da, asta e foarte, foarte mare, foarte mare lucru. Și fiecare moment să prețuiască alături de părinților. Uh-huh. Tineretul, am trăit într-o casă de copii și cunoscut, am făcut și eu rebelismul și am făcut și eu prostii multe. Da, cine n-a făcut dacă era cineva, dacă era cineva alături de mine, ca unul dintre părinți, cineva m-ar fi încurajat, n-aș mai fi trecut prin problemele care le-am trecut din toate punctele de vedere. Bine, foarte... Foarte onest mi s-a părut așa răspunsul dumneavoastră. Îmi pare rău pentru felul în care ați traversat perioada asta. Poate că
Ați valorizat mai mult relația asta cu părinții, poate tocmai pentru că n-ați avut-o. Știți, uneori ne dăm seama mai bine de lucruri pe care nu le avem și care pentru alții par atât de normale, de firești. Corect, corect. Mulțumesc tare mult de telefon, seara plăcută, la revedere. Și eu vă doresc și băieților, numai bine. Bun. Ați apelat la vreun ajutor de specialitate, la un moment dat, psiholog, psiatru, terapeut de familie, etc. S-a întâmplat asta? Da, și cred că suntem pe calea cea bună. Ne-a pisat niște reguli, niște ținte. Așa. Care ne respectăm toți și... A contat suntem... faptul da, că... Foarte știi mult, că foarte multă mult. Lume are o inhibiție să facă lucrul ăsta nu, ca și cum... Dar și rău fac da. Acele persoane, pentru că eu sunt convins că fiecare, într-o oricare măsură, are probleme de genul ăsta, în fiecare familie unde sunt adolescenți. La unii sigur că da, mai mari, la alții mai mici. Și cred că calea este de comunicare este. Și de a cere ajutorul cuiva. Știi că o strategie care funcționează nu e foarte simplu de aplicat, pentru că e greu cu emoțiile. Știi, când ne enervăm sau ne speriem, nu e foarte simplu. Dar atunci când tensiunea crește prea mult într-o comunicare, nu ne mai auzim, cum spuneam. Și atunci cea mai bună variantă ar fi cumva să... Ești din casă. Da, cumva să faci o pauză în discuție. Foarte important să negociați lucrul ăsta înainte. În sensul că, uite, dacă se întâmplă ca într-o discuție careva dintre noi să simtă prea multe emoții, atunci o să facem un time-out. Și nimeni nu se supără, pentru că o negociem dinainte. Mă duc 20 de minute, fac o plimbare, mă întorc. Foarte important să ne întoarcem ulterior, pentru că acele lucruri e nevoie să le spunem. Deci nu să le lăsăm în paranteză. Dar altfel le spunem când suntem calmi, altfel le spunem când suntem furioși. Probabil și furia asta, ca și frica, ca și atacurile de panică de care vorbisem într-o altă emisiune, nu are o durată infinită. Deci o criză de furie ține câteva minute. Da. E o treabă de adrenalină. Adică creierul nostru nu e construit să fim furioși o săptămână la același nivel. Știi? Și asta e o chestie care cred că ați încercat-o, poate că de-aia lucrurile au mers mai bine. Adică nu ajungem nici chiar câte vreme urlăm unii la alții. Da, mai avem un telefon, bună seara! Alo, bună seara! Spuneți, vă rog! Aș dori și eu să vorbesc cu cei doi băieți, dacă se poate. Sigur, vă ascultăm! Nu am prins emisiunea de la bun început. Da. Nu știu cum îi cheamă pe băieți, bănuiesc că... Laurent și Otilo. Cum? Laurent e băiatul Laurent. Cu cămașă mai albă și Otilo. Aha, salut, băieți! Salut! Presupun că au între 18 și 20 de ani, nu? Cam aproape, așa. Aproape. Așa. Aș vrea să le spun în primul și în primul rând că eu sunt de o vârstă cu ei. Am înțeles că până acum au sunat persoane mai în vârstă. Și aș vrea să le spun și o experiență de viață foarte, foarte nasoală. La vârsta de 16 ani am pierdut o persoană foarte importantă din viața mea. Și anume tatăl meu. Pare rău să aud asta. Experiența asta, nu știu cum să vă spun, m-a terminat psihic. Este o chestie foarte, foarte, foarte nasoală pentru un băiat la vârsta de 16 ani, la vârsta de 16 ani să-și piardă tatăl. Sunt convins. Tocmai că la vârsta asta are cea mai mare nevoie de el. Da. Aș vrea să le spun băieților să aibă grijă de tatăl lor. Îl văd, este un om serios, un om în toată firea, un om în putere, care poate să aibă grijă de ei. Este o persoană foarte sufletistă. Da, exact tatăl. Așa era și tatăl meu. Un sfat, dacă se poate, și pentru tată. Văd că este un pic mai plinut. Am să-l rog, dacă nu se supără, pentru copiii lui și pentru sănătatea lui și sănătatea familiei lui, să încerce din toate puterile lui să dea jos din greutate, pentru că greutatea asta afectează foarte mult inimii, adică foarte mult vaselor de sânge. Da, dânsul știe lucrurile astea. Bine, mulțumim frumos pentru sfaturi și pentru mărturisirea pe care ați făcut-o. Da. Bine, la revedere. La revedere, numai bine, numai bine. Corci, încă ceva legat de povestea asta cu criticismul. Vezi, e important să spunem, atunci când greșește cineva, să spunem nu mă simt ok că s-a întâmplat asta, nu e în regulă. Dar dacă acest criticism escaladează, e ca o cascadă și
urmează o jumătate de oră de critici neîntrerupte. De multe ori, oamenii rămân doar cu faptul că undeva au fost respinși pentru că sunt răi. Ideea e că e nevoie de, să spunem, un reproș. Dar el, dacă e scurt și urmat după aia de o chestie, hai să vedem ce s-a întâmplat. De ce ai luat nota cu tare? Cum a fost? Ce să facem ca să fie mai bine? Atunci e mult mai constructiv, da, decât să fie doar reproșul sau doar critica. Cristi, dacă aș fi știut asta, acum așa aș face. Am greșit, da, asta, am învățat. Da, nu spun asta, eu nu spun asta ca și o critică deloc. Dar mă gândesc că lucrurile astea ai început să le înțelegi ușor, ușor. Și noi toți, până la urmă, da, nu prea le aplicăm, din păcate, știi? Așa este, convins. Da, iar legat de tot, de felul, și felul vostru în care comunicați, e foarte mult mai pozitiv cumva să exprimați niște sentimente personale de genul, tată, mă simt constrâns, să zicem, atunci când tu îmi spui să vin la ora, nu știu, 8 și 5 acasă. Mai degrabă, știi, lucrul de asta făcută la persoana întâia, fără să puneți o etichetă pe tata, întotdeauna sunt recepționate mai pozitiv. Devenim foarte defensivi atunci când cineva vorbește despre noi și ne cataloghează într-un fel sau altul. Ați reușit chestii din astea în ultima vreme, să spuneți cum vă simțiți, ce ați vrea să se întâmple? Da, da? Am reușit câteodată să zicem, uite, mă simt așa, nu-mi place lucrul ăsta, uh-huh, și să ajungem la un acord comun, să fie ok. Și vreau să spun ceva exact ca și cum a zis mama mai înainte, după perioada asta în care au fost plecați, că practic n-am comunicat, a fost o lună, da, care noi, sigur, nu comunicam deloc. Sigur. Acum, de când am început să ne înțelegem din nou bine, pentru că noi înainte ne-am înțeles foarte bine, încep să-mi povestească și mie, adică toate cele petrecute. Deci văd că încep să se deschide. Și asta ai vrut și tu, exact, de fapt, ca să, exact, fie o apropiere. E durut faptul că nu mi-au, da, putut vor, da, povesti, sigur, la momentul, sigur, respectiv. Sigur. Așa de bine îmi pic asta că... Cred. Păi, până la urmă, despre asta e vorba, știi? Da. Și vreau să spun părinților, am început în intro cu ideea, cu acel moment în care e nevoie să lăsăm copiii să-și ia zborul. De fapt, nu e ca și cum i-am pierde, doar o iluzie chestia asta. Noi nu pierdem copiii în momentul când ei pleacă de acasă sau devin adulți. Nu-i pierdem pentru că nu sunt ai noștri, nu avem o posesie asupra lor. În schimb, îi putem câștiga ca și prieteni, ca și adulți. Îi pierdem în ghilimele ca și copii, dar câștigăm un prieten, o persoană matură care putem vorbi. Și asta e mare lucru. Chiar dacă nu petrecem poate la fel de mult timp ca înainte. E un timp de calitate, asta e important. Voi aveți un timp de calitate pe care îl petreceți în ultimul timp ca familie? Mă gândesc și la soția ta, toți patru, să faceți lucruri împreună. Încercăm. Deci avem în plan, avem acum în plan să mergem într-o mică excursie, vacanță împreună, adică să încercăm să vedem ce putem și cum putem, uh-huh, lega un pic familia asta. Dacă mă gândesc, chiar dacă un cuplu nu funcționează foarte bine pe ideea de cuplu, ei pot funcționa foarte bine pe ideea de părinți, de parteneri, pe ideea de părinți. Da. Știi, adică undeva se poate face chestia asta și mă gândesc că e foarte important să petreceți timp toți patru și să vorbiți lucrurile mai liber, să vă simțiți mai în largul vostru. Da. Oh, pentru noi. Normal că e important. Normal că de mic nu am făcut asta. Adică de mic nu ne-am pus așa la masă să vorbim. Mm. Mai de mult mergeam în excursii, dar în ultimele 3-4 ani nu a fost o zi să stăm așa toți patru ca o familie și să zicem asta mă deranjează, asta îmi place să pun la punct ceva. În fine, o să... Dacă și noi, da, părinții de multe ori greșim, pentru că timpul petrecut cu copiii nu poate fi recompensat nici cu scooter, cum ai zis, nici cu absolut nimic. Deci, nu știu, da, asta, aici cred eu că... E o recompensă care nu ajută, știi? Exact. Înveți pentru o materie, îți cumpăr un scooter. Ok, învăț că-mi cumperi un scooter, dar în momentul când nu mai îmi cumperi altceva, la revedere învățat. Exact. Da. De asta nu merge, exact, povestea, exact, asta, știi? Exact, nu, și nu asta trebuie să fie esențialul. Și nici, bine, acum, sigur că da, în lumea de astăzi, toată lumea fuge după bani, ceea ce este un lucru normal ca să poată trăi, dar eu cred că nu compensează, adică până la urmă nu asta e important. Important e familia, important e să fim împreună și să ne ajutăm la... În ultima pauză de publicitate, băieții spuneau, vrem să mergem într-un loc după emisiunea asta, da, suntem cu niște prieteni, nu vreau ca tata să vină cu noi. Tu ai simțit așa o gelozie, o... disconfort. Nu, sincer. Acum tu. Nu, pentru că îi înțeleg. Uh-huh. E lumea lor, acum o să mergem și împreună. Bun, că vezi, asta vreau să spun. Ok, voi ați hotărât să mergeți cu niște prieteni în seara asta. Bun, da, dar asta nu exclude faptul că peste o zi, mâine, poimine, răspăină, exact, o să mergeți cu tata, da, să petreceți timp de calitate. Mă simt bine. Mă simt ok cu el. Se poate distra, da, și e bine. Îi mai bătrân un pic și cu gândire din aia ce Ceaușescu. Dar mă simt bine cu el. Adică, bun, cât de cât mă simt bine cu el.
Ce să zic, eu cred că voi ați făcut schimbări foarte bune în ultima vreme și așa când văd oameni care admit lucruri, au revelații, încep să înțeleagă lucrurile, eu sunt foarte fericit. Deci cred că este un potențial foarte bun pe familia asta. Vă felicit pe toți pentru efortul pe care l-ați depus și pentru curajul de a fi în platoul ăsta. În încheiere, foarte scurt, un mesaj pe care l-ai da părinților de adolescenți, Corci. Așa, într-o frază. Comunice cu ei și să încerce să înțeleagă ceea ce n-a făcut eu de acum acolo și așa. Ok, și voi unor puștani la vârsta voastră, ce le-ați spune? Să nu se lase de școală, să nu chiulească, să meargă la ore. Asta zic din experiența mea. Și cu tatuajele, să-și facă tatuaje care să reprezinte ceva și la salon. Atât le zic eu. Că... Bine. Se vede. Mulțumesc tare mult că ați fost aici. Mare plăcere. Am fost onorat să stau de vorbă cu voi. Mulțumesc celor care au sunat în această emisiune, care au oferit suport, care și-au dat cu părerea și sunt convins că toate părerile au fost importante pentru invitații din seara asta. Nu uitați, vă aștept săptămâna viitoare cu subiecte cel puțin la fel de interesante, unde e vorba de oameni, e vorba de viața celor care sunt într-un fel ca noi, toți ne confruntăm până la urmă cu probleme destul de asemănătoare. Vă spun noapte bună, vă reamintesc ca de fiecare dată să nu vă pierdeți speranța, pentru că nu sunteți singuri, iar câtă vreme rămânem împreună, totul este posibil. Noapte bună! Neîncredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate.